Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice. Astăzi ne apucăm de cules la finul canadian, care are un gust superb. Unele chiar s-au stafidit un pic de coapte ce sunt. Sunt bio. Au o mireasmă extraordinară. Pomul în sine nu este atât de scump. Nu necesită mentenanță deosebită, rezistă la boli și dăunători. După cum se vede, este plin. Este anul 2 de producție, primul an a dat doar câteva. Anul ăsta sunt mai multe. Nu l-am strupit cu absolut nimic, nici măcar de udat nu prea l-am udat, nu l-am irigat. Nu necesită un sol anume. Suportă pH un pic acid, dar se descurcă în orice fel de pH, nu e nicio problemă. Este o dulceață minunată, s-au mâncate proaspăt. Sunt printre preferatele noastre, pentru că au o dulceață extraordinară. Nu fac niciodată afide. Lăstarii noi, deci nu aveți probleme de boli și dăunători. Iar gustul este impecabil. Este plin, plin. Sunt următoarele fructe după afinul siberian, care se coc imediat după, la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Se coc odată cu căpșunile, deci aveți din plin fructe. Mai avem aici unul mai mic, care a făcut și el câteva. Pentru o polenizare mai bună puteți lua 2 sau 3. Două soiuri sau trei diferite să fie. Acestea pentru a avea un gust deosebit și dulceața necesară, trebuie să le culegem când sunt foarte coapte, spre stafidite. Toate cele bune vă doresc, prieteni, și nu uitați că sănătatea voastră este mai presus decât orice, așa că încercați să cultivați bio.